Salutare, A-listers, este vineri, o avem alături de noi pe Dorina Chiriac, de pentru că nu e emisiunea live și știi că nu e de fapt vineri. Care este cea mai mare calitate a ta? Atenția. Care e cel mai mare defect? Lenea. Cea mai mare nedreptate este? Nepăsarea. Ești pe scenă și sună un telefon mobil, ce faci în timpul ăla? Dacă nu reușesc să trec peste și dacă se strică momentul, amendez. Adică faci urât, îi spui, nu? Amendez. Nu fac niciodată urât, dar deși îmi vine, mă stăpânesc foarte bine, dar nimeni n-are nicio vină în situația asta. Aș putea să merg până acolo și intenționez să fac asta până la a opri spectacolul de tot. Care este cea mai mare ciudățenie a Dorinei Chiriac? Sunt deosebit de împrăștiată în viața de zi cu zi și extrem, extrem de precisă în scenă, în repetiții, adică în ce mă pasionează. Care este lucru de care ești cea mai mândră? Aș putea să te răspund așa la prima mână iubirea mea, adică fetița mea, dar asta este ceea ce iubesc. Lucrul de care sunt mândră este faptul că nu mă opresc din a mă educa. Care este rolul tău preferat din teatru? E bufonul din Lir, în regia lui Andrei Șerban, la Teatrul Bulandra, alături de Mariana Mihuț, în Regele Lir. Care este rolul tău preferat din film? E primul meu rol în film, în regia lui Lucian Pintilie, cred că e producția 1998, Norica în Terminus Paradis. Da. Replica ta preferată din tot ce ai jucat până acum? Nu, chiar n-am. Toate sunt. Viață. Până când moartea ne va despărți. Femeie. Monica Bellucci. Bărbat. Cui comică, e Monica Bellucci și... Da, adică mi-am dat restaurant la Fazan, știi, în momentul ăsta, că sunt obligată să zic un nume de bărbat, știi, și nu e ok. Da, uite, zic, Peter O'Toole. De Niro sau Al Pacino? Pacino. Brad Pitt sau Johnny Depp? Brad Pitt. David Gilmour sau Roger Waters? Waters. John Lennon sau Paul McCartney? Mai am să zic John Lennon, că nu mai e. Doar pentru treaba asta, da? Tarantino sau Guy Ritchie? Guy Ritchie. Cartea preferată? Îmi place foarte mult Kurt Vonnegut și am să zic atunci Abatorul 5 sau Cruciada Copiilor. Locul preferat? În pat. Jur. Lenea. Personajul istoric preferat? Isus. Pe bune. Uh-huh. Mâncarea preferată? E foarte greu să spun asta, adică e de la sushi până la... Nu există să-ți iasă ceva bine când ești pasionat de asta, adică îți ies. Uite, am să zic acum guacamole, știi? Pentru că îi place fetiței mele foarte mult și face chestia asta. Un cuvânt oarecare. Trezire. Mersi. Yeah. Dorina Chiriac la Life Couch. Mersi.